Apărarea Simonei Halep este aruncată în aer de Agenția pentru Integritatea Tenisului. Ce se întâmplă în cazul românței și ce s-a mai schimbat? Simona Halep continuă să aibă probleme mari în tentativa de a-și demonstra nevinovăția după ce a fost depistată pozitiv cu o substanță numită Roxadustat la US Open 2022. Ce este nou? Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a făcut precizări importante despre cazurile de dopaj din sportul alb, iar apărarea Simonei Halep pare a fi șahmat. Chiar și în cazul în care Simona Halep demonstrează că a ingerat un supliment contaminat, varianta care este vehiculată recent, românca va fi pedepsită, întrucât cei de la Integritatea Tenisului i-a avertizat pe jucători asupra riscurilor pe care le presupune consumul de suplimente nutritive. Datorită naturii competitive a tenisului și cerințelor sale fiziologice, nu este surprinzător faptul că unii jucători sunt tentați să ia suplimente ca parte a dietei lor pentru a maximiza performanța. Suplimentele trebuie privite cu prudență, deoarece există un risc substanțial de contaminare cu substanțe interzise și sau substanțe periculoase pentru sănătate. Suplimentele nu sunt clasificate ca alimente și, prin urmare, nu sunt supuse acelorași standarde de producție. Au avut loc multe încălcări ale regulilor antidoping în cadrul programului antidoping de tenis din cauza prezenței unor substanțe interzise în suplimentele consumate. Suplimentele din toate regiunile pot prezenta un risc crescut de încălcare a antidopingului. Jucătorii din America de Sud ar trebui să fie atenți la utilizarea suplimentelor, inclusiv a celor preparate în farmacii, deoarece în această regiune au fost loc mai multe încălcări rezultate din suplimentele preparate din surse care sunt similare. Integritatea tenisului nu a recomandat utilizarea nici unui supliment. În cele mai multe cazuri, o dietă echilibrată cu alimente normale ar fi suficientă pentru a satisface cerințele nutriționale. Jucătorii sunt încurajați să evalueze necesitatea unui supliment și apoi să cunoască riscurile pe care acestea le pot prezenta. Jucătorii nu ar trebui să creadă prospectul care apare pe suplimente. Agenția pentru Integritatea Tenisului aruncă în aer din nou toată apărarea Simonei Halep. Șansele Simonei Halep de a primi o suspendare mai mică de 12 luni sunt aproape inexistente. Într-un document publicat pe site-ul oficial, Integritatea Tenisului accentuează faptul că dovada vinovăției unui jucător de tenis este reprezentată de simpla prezență a substanței interzise în probele recoltate, iar lipsa intenției nu poate să servi drept scuză. Este datoria personală a fiecărui jucător să se asigure că nicio substanță interzisă nu pătrunde în organismul său. Un alt lucru important pentru cazul Simonei a fost declarația Integrității Tenisului, care spune: nu este necesar să se demonstreze intenția, culpa, neglijența sau utilizarea conștientă din partea jucătorului pentru a stabili o încălcare a regulii antidoping. Acest lucru poate fi o justificare al agenției vis-a-vis de refuzul de a ridica suspendarea provizorie a jucătoarei noastre, dar pune sub mari semne de întrebare toate speranțele care duceau spre o achitare a acesteia. Sperăm totuși ca pedeapsa să fie minimă, iar Halep să revină cât mai curând pe teren. Sentința ar urma să fie dată după jumătatea lunii ianuarie. Îți ținem pumnii, Simona, vrem să te vedem pe teren.